Iisus. Cea mai mică Biblie din lume este tipărită pe o plăcuță de titan de 16 mm pătrați și poate fi citită cu un microscop care mărește de 1600 de ori. Întreaga colecție aparține lui Florian Stoica, un clujan plecat din România în Germania în anul 1980. Până atunci nu văzusem nimica din lumea asta. Și în orice țară unde ajungeam, eu cumpăram ca amintire o Biblie. Cel mai vechi exemplar original din colecție este o Biblie germană din 1701, tradusă de Martin Luther. Nu toate sunt însă doar piese pentru expoziție, iar domnul Florian le citește din când în când. Cel mai mult mie îmi plac Bibliile de studiu, pentru că acolo au note la multe dintre texte și diversitatea te face să găsești adevărul. Cea mai mică tipăritură din lume este rugăciunea Tatăl nostru, scrisă în 7 limbi. Volumul are coperți de piele cu litere de aur. Expoziția Cartea care poate schimba lumea poate fi vizitată la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei până în 21 noiembrie.